Bun găsit, suflete dragi și frumoase! Siropul de păpădie la rece. Delicatesa care ne curăță sângele, ficatul și rinichii. Este materialul pe care vi l-am pregătit. Pentru fiecare suferință, divinitatea ne-a dat câte o plantă, spune înțelepciunea populară. Crescând aproape spontan, necunoscându-le îndeaproape proprietățile terapeutice, unele ne sunt foarte familiare. Acestea sunt florile de păpădie, prezente peste tot, cu pălăriile lor galbene. Știm despre frunzele, tulpinile și rădăcinile de păpădie, că sunt recunoscute ca fiind tămăduitoare, dar despre beneficiile florilor se cunosc mai puține. Cunoscut sub denumirea de miere de păpădie, siropul de păpădie este considerat de celebra Maria Treben un adevărat prieten al ficatului. Pe lângă gustul și aroma sa minunată, acest produs terapeutic ajută la vindecarea multor afecțiuni și boli. Să vedem cum putem să preparăm noi acest sirop de păpădie. Avem nevoie de 500 de grame de flori de păpădie, o mână bună de urzici proaspete, 500 de grame de miere lichidă și zeama și coaja răzuită de la 2 lămâi bio. În lunile aprilie și mai se culeg florile galbene de păpădie. Pentru a avea o materie primă de calitate, momentul culesului este foarte important. Florile de păpădie se culeg dintr-o zonă nepoluată, nu de la marginea drumului, unde sunt pline de praf și noxe de la vehicule. Acestea se culeg până în ora 12, când sunt deschise și imediat după cules se pun la macerat. Astfel se vor închide, dacă nu, de la răcoare, chiar și când sunt culese. Urzica este recomandată pentru a potența proprietățile siropului. Dacă nu aveți lămâi bio, folosiți doar zeama lămâilor din comerț. Ingredientele se acoperă cu miere și se amestecă cu o lingură de lemn. Se lasă la macerat 14 până la 18 zile într-un borcan de sticlă. O dată sau de două ori pe zi se agită borcanul. După macerare se filtrează și se păstrează siropul în sticle mici la frigider timp de o lună. Păpădia are cel mai puternic efect detoxifiant. Tratează bolile rinichilor și ficatului, este utilă în caz de hipertensiune, se folosește în diete datorită vitaminelor K, A și C și a calciului, fierului și potasiului. Maria Treben recomandă în cărțile sale siropul de păpădie ca tratament naturist pentru curățarea sângelui, ficatului și rinichilor. Dar efectele sale asupra detoxifierii merg mai departe, păpădia având efecte benefice asupra reglărilor hormonale. Iată câteva dintre proprietățile acestor flori. Conține vitamina A și de aceea este foarte utilă în afecțiunile aparatului respirator. Sunt bogate în vitamina B, ajutând la întărirea imunității și la controlul stresului. Are efect antibacterian, ajută la combaterea bacteriilor nocive și un conținut ridicat de magneziu, calciu și potasiu. Contribuie la buna funcționare a inimii. Cum utilizăm siropul de păpădie? Ca și în cazul frunzelor de păpădie, siropul preparat din florile acestei plante este folosit în scopul detoxifierii organismului, având un rol important în ceea ce privește buna funcționare a ficatului și a fierii. Astfel, este un supliment alimentar binevenit în cazul calculor biliar și a icterului. Siropul de păpădie ajută la tratarea acnei. Consumat zilnic, pe termen lung, detoxifică și contribuie la reglarea hormonală de care este nevoie pentru tratamentul acestei afecțiuni. Pentru durerile în gât se recomandă sirop de păpădie o linguriță la 6 ore. Consumul de sirop de păpădie, constant și pe termen lung, contribuie la reglarea hormonală. Astfel, acest produs este un adjuvant bun pentru multe boli a căror cauză este legată de dereglările hormonale. Pentru stimularea digestiei se folosește sirop de păpădie, 2 linguri la un pahar cu apă, acest amestec fiind un tonic puternic pentru organism. Siropul de păpădie poate fi folosit pentru a îndulci ceaiurile, fiind un înlocuitor bun pentru miere.
este unul dintre cele mai simple moduri prin care ne putem bucura de proprietățile acestui produs terapeutic. Băutură răcoritoare sau un medicament, siropul de păpădie este întotdeauna deliciu celor mici, alături de o prăjitură sau niște biscuiți. Siropul de păpădie poate fi folosit în multe preparate ca îndulcitor, înghețate, cremă pentru prăjituri, clătite. Aflată la îndemâna oricui și pe gratis în această perioadă. Împreună cu informațiile descoperite în acest material, cred că aveți suficiente motive să-l preparați și să-l încercați. Vă doresc sănătate dumneavoastră și celor dragi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale interesante. De aceea vă rog să vă abonați.